Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Iată ne întâlniți și la prima emisiune din noul an 2018. Noi cu dumneavoastră am pășit în acest an cum se și cuvine cu niște speranțe că totul va fi mai bine decât a fost. Dacă am omite zgomotul canonadei dopurilor de șampanie ale sărbătorilor noastre de iarnă, am deslușit clar în discursurile spumante ale moldovenilor următoarea îmbinare de cuvinte. Mai rău să nu fie! Modești din fire, nepretențioși, obișnuiți cu puținul, concetățenii noștri parcă ar fi de acord să mai rabde, dar să vină odată și odată binele cela, măcar la copiilor. Frunză dusă pe apă e astăzi Moldova. Se zbate cu disperare, ba spre soarea pune, ba spre soarea răsare. Într-o zi îngenunchează în fața unei icoane, în altă zi alte icoane. Voi, moldovenilor, ce hram vreți să purtați? Voi, moldovenilor, încotro vreți să o luați? Întreabă nedumerit vecinul din stânga. Ridică din numeri derutat vecinul din dreapta. Și ambii, făcându-și cruce cu Doamne, iartă că nu știu ce fac, își caută de treburile lor. Astfel, moldovenii, uitând de brazdă născătoare de pâine, de șoapta dulcea frunzei de nuc, apucă cu disperare drumul pribegiei. Nimeni nu mai pricepe, vine ori pleacă, se duce, ori se întoarce. Pustiu rămâne satul nostru plin de viață mai ieri. Sfârșitor de pustiu împreună cu el devine și omul. Rătăcind ca nisipul prin lume și nelumi, el însă își devine nisip. Iar nisipul, focul din vatră, nu-l va aprinde. Mâna femeii nu o va mai săruta. De prieteni și de frați nu se mai bucură nimeni. Necitit rămâne poiemul, necântată și neascultată în este doina. Doina noastră, cea tămăiduitoare de suflet. De unde morală? De unde durere? De unde tăcere într-un fir de nisip? Nimic sfânt, se pare, n-a mai rămas. Ne vindem unii pe alții, ca mai apoi tot unii pe alții să ne cumpărăm. Scuipăm cu nerușinare în fântâna din care numai ieri am băut apă. Și asta se întâmplă zi de zi. Mușcăm ca niște câini turbați mâna care ne întinde o bucată de pâine. Parcă am fi blestemați de urgie să nu mai ieșim din sărăcie. Din sărăcie spirituală, în primul rând. Pentru că omul sărac cu Duhul e de două ori mai sărac. Omul fără credință e spre pierzanie. Omul fără a ști să ierte semenilor, neiertat va rămâne el însuși. Unde e ieșirea? Unde e lumină? Toți se întreabă și nimeni nu știe. Și toți cu dorința rămân mai rău să nu fie. Doamnelor și domnilor, pe marginea acestor meditații ale mele, dar și despre multe alte lucruri interesante, discutăm în această seară cu Părintele Vlad Mihailă de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla. Bună seara și bine ați venit la noi! Bună seara, bine v-am găsit vă mulțumim, și bună seara tuturor! Vă mulțumim tare mult că ați găsit timp să veniți să discutăm astăzi cu telespectatorii emisiunii Noi despre Noi. Pentru om totdeauna trebuie de găsit timp. Timpul nu e mai mult decât cele 24 de ore. Și dacă ne plângi de pierdere de timp sau de negăsire de timp, este doar neputința noastră de a-l găsi. spuneți atât de la ceea ce am zis eu mai sus. <coughs> sărăcie spirituală, în primul rând, ne paște? Este sărac moldoveanul spiritual în ziua de astăzi? Pe păi, relativ, în toate timpurile. A fost o parte a lumii mai bogată, spirituală, alta mai puțin. Ceea ce se poate de observat în timpul scurt care s-a scurs uh, acum 25 de ani sau poate mai mult, e vorba de o această răcie, cum spune și latinul, sinidie nică, fără Dumnezeu nimic nu e. Deci noi am fost, suntem o generație educată fără Dumnezeu. Iar omul fără Dumnezeu, cu adevărat, nu poate fi e, promotor al valorilor care veșnicesc. Dar aici, iasă, iese în primul rând, desigur, că morala, și acea morală spirituală care ține de comportamentul nostru în societate, în lume, în familie, în primul rând. Și desigur că ceea ce se axează totul, această morală se axează pe iubire. Ori creștinismul este religia iubirii. Și dacă noi am cunoaște mm. și am căutat să o respectăm, desigur că vom fi mulțumiți de acest trai. Căci sărăcia cea materială influențează asupra sărăciei spirituale. Și invers. Și invers. Sărăcia spirituală naște monștri sociale, ca să zic așa. Deci oameni care nu se mai gândesc la aproapele său, ci doar numai la dânsul, de a obține bogăție. Și nu în dar să spunem popor, banul este ochiul dracului. Deci, vedeți? Da, partea cealaltă m? a, a Da, dar am ajuns, ne închinăm banilor foarte mult, prea foarte mult am ajuns gre... Chiar și cel care, mă rog se consideră bun creștin totuna alergă că el vrea să trăiască mai comod mai, mai bine cum au trăit până în familia părinților lor și căutăm și noi astăzi ca să dăm această posibilitate de a trăi mai bine copiilor noștri de paradoxul, de... nu ne gândim cum să dăm mai multă bogăție spirituală, Dar trecem într-un veac în altul cu gândul cum să-i fac mai bine copilul meu să trăiască material. Păi asta și este. Asta și este. Dacă ați observat, lumea intelectuală din trecut investea în familie, deci anumii educație. Altfel, altfel. Altfel. Altfel La fel și astăzi avem. trebuie avem oameni care, care meu povestea cu totul alte lucruri. Absolut. Absolut. Și ceea ce se făcea poate nu știu cum să, să explic și eu că ce uh, părinții noștri au făcut clase puține, zicem, în perioada exact. interbelică. Dar cunoștința au fost bogate. Mult mai multe. Erau mai înțelepți. Dacă Înțelepție. vreți să fiți de acord cu mine, iarăși, părerea mea că în centru se afla Dumnezeu. Și în dragostea față de Dumnezeu obligă undeva să fim mai pregătiți și moral, dar nu numai că pregătiți, ci și făuritori să folosim această moralitate în societate și de atât nu și se zice că și atunci nu erau oameni care căutau să um, câștige un ban ilicit uh, prin șmicherii, prin nu știu cum uh, erau și atunci dar mai era și teama asta față de Dumnezeu că până la urmă cum n-ar fi? Chiar și cel necredincios care încrede, crede până la urmă tot va suferi dacă este atât de îndepărtat de Dumnezeu. El pur și simplu nu-și da nu va da seama, seama că va să cote că da, așa, s-a întâmplat, a fost o întâmplare. Dar dacă luăm învățătorii și însă părinți, cum spun, nimic nu este întâmplat, toate sunt rânduite de Dumnezeu. Îngrădăința lui Dumnezeu de a într-o lume așa, cum să zic, că Dumnezeu nu-i nu dorește să fim primitivi prin acțiunile noastre. Deci oricum, Progresăm în știință, în cunoștințe, în tehnici. Uh -huh. dar asta tot este voia lui Dumnezeu să progresăm. Cu siguranță voia lui Dumnezeu. Fiindcă dacă vrem să ne dăm seama că ceea ce am obținut noi în științific sau în domeniul tehnicii, este mintea noastră, dar mintea este un dar mare de la Dumnezeu. Dar știința se bate pe locuri cu. Se, cu... Nu, nu acel care caută să-și uh -huh. să, să uh, întrebăințeze cunoștințele sale că nu țin de Dumnezeu, nu țin de, de puterea universală care este în Univers, care este această forță, care noi o numim Dumnezeu. El crede că totul prin sine, -s -s. da, Dumnezeu ne-a dat, nu, spre deosebire de celelalte vietăți, libera voință. Și această liberă voință ne lasă să o cum vrem. Însă atunci când ne dăm seama că totuși libera voință a noastră este un mare dar de la Dumnezeu și nu ne ia Dumnezeu, ne lasă pe în albe să activăm, să ne folosim cum, cum dorim. Dar totuși, dacă vom face ascultarea de poruncele lăsate de Dumnezeu, vom obține totuși și vom lăsa urmă bună urmașilor noștri. Și invers. Dacă tot se spune că noi suntem și la topul, astăzi am citit din punct de vedere a juridicii. La, top, la, la capătul clasamentului, 105, cât de coruptă este justiția la noi, Republica Moldova, sau, și la alte topuri de sărăcie, toți suntem la, la capătul clasamentului. Ați zis, ați menționat că sărăcie, până la urmă, generează sărăcie materială, generează și sărăcie spirituală. Ce să facă un moldoveanul atunci când este copleșit de sărăcie materială? Păi să revenim, să revenim la cea spirituală. Să revenim, să punem, să ne mulțumim cu puținul care îl avem. Însă, iarăși, e nevoie să, să dăm ripostă, să, 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 să um, spunem adevărul în fața societății și să nu dăm voie, să căutăm mijloace de a nu da voie de se, ca să se extindă atât de mult corupția, uh, neadevărul. Deci, asta a fost în creștinismul să a răspândit tot pe bază de adevăr, dar a fost în acea lume săracă. Uh -huh la începuturi acceptat. Că bogatului nu prea sta bine cu cuvântul lui Dumnezeu, nici din punct de vedere ca să îndeplinească părunciul lui Dumnezeu, dar nici ea că deci Dumnezeu nu a laudat atât de mult uh, uh, bogățiile cele materiale, ci cele spirituale. Asta iese. Deci omul intelectual, bunul intelectual și asta își dă seama că partea spirituală uh, a ființii umane este mai presus ca orice materie. Suntem, Părinte, în miezul sărbătorilor din iarnă, majoritatea din ele, din ele fiind uh, religioase. Uh, cum este uh, corect să sărbătorim? Pe stil vechi sau pe stil nou? Pentru că uh, avem la finele anului sărbătorile Crăciunul, uh, Boboteaza, da. anul nou, pe vechi, pe Sfântul Vasile și toate astea uh, sărbătorite și pe vechi, de stil vechi și pe stil nou. Da, este... Deci, uh, îngăduința poate multora din slujitorii bisericii și de a nu supăra. Deci a sărba sărbătorile de iarnă care nemi sunt legate de nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și în continuare celelalte, dar oricare sărbătoare, deci creștină, e legată anume de Mântuitorul Iisus Hristos. Și dacă n-ar fi fost nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, nu s-ar fi sărbătorit nici celelalte. Și n-am fi, fi avut... Um, cunoașterea despre sfinții care s-au canonizat în perioada aceasta, de la în perioada creștinismului. Dar sfinții s-au socotat și până atunci. Căci în vechiul testament se mai vorbește minunat este Dumnezeu între sfinții săi. Deci Dumnezeu este minunat atunci prin oamenii cei care sunt și ei creați al Dumnezeu și cei care au ascultat de Dumnezeu și au îndeplinit părunțul Dumnezeu. Acum, ca să revin la întrebarea propriu-zisă de uh -huh. faptul că cum este corect. Uh, știți, uh, adevărata știință uh, nu l-a exclus pe Dumnezeu din uh, mediul ei. Și uh, au înțeles și mari savanți uh, de faptul acela că lumea aceasta, într-adevăr, este zidită de o minte inteligentă de o persoană inteligentă, care în uh, totalitatea ei, noi l-am numit Dumnezeu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos este credința care a fost încă prevestită în Vechiul Testament că se va naște uh -huh. un uh, împărat nou și sfânt, așa cum au și pornit să-l găsească magii de la răsărit. Um, să nu înconjor prea multe și să spun direct. Um, calendarul nou, este calendarul corectat. Calendarul corectat a revenit și corespunde normelor științifice de calcul ale acestui univers. Mm -hmm. Și în rotația... deci, acea întârziere cu 10 zile exact, sau câte... Da, da. Este, este o erau 300, 355, da? Da, 355, 356. 6, 6, da. Da, 356, da. Și pe urmă s-a revenit S-a revenit, uh, uh, ca să zic așa, mai târziu, după șase de ani. S-au observat și tot este calculat de, de un, uh, să zic eu, uh, un cunoscător călugăr, Deonis, uh -huh. uh, e Signul. Dionis e Signul. Deci, undeva din spațiul acesta, Balcanic al nostru. Uh, de ce? Uh, la primul sinod de cumine, când ai spus 25, s-a luat data de naștere a Mântuitorului Iisus Hristos, 25 de ce? decembrie. Ce ar însemna lucrul acesta? Iarăși, privind după sistemul, știu solar, privind mișcarea stelelor, privind, știu, mișcarea întregului univers, pentru pământ, ziua începe să crească de undeva din 22, 23, 25 decembrie. Deci, Hristos care este lumina lumii, uh -huh. deci undeva a fost profețit de profeți, deci de faptul acesta că el este de un fiel va fi acela. Deci s-a constatat, s-a considerat că nu se cunoaște o anumită dată concretă despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Dar atunci când a început să crească ziua și să scadă noaptea. Deci este, aici este mai aproape. Și mai aproape va fi, astăzi, când deja au calculat pe urmă și avanțe, oamenii de știință, astrologie, astronomi, deci de faptul cum se mișcă Pământul în jurul sale în jurul Soarelui. Deci s-a revenit, că cea, scăparea aceasta, câtorva acolo, 8 ore și mm -hmm. nu, nu știu câte 40 de minute. și 46 iar... de minute am citit. Da, da, mm -hmm. da. Deci e vorba deci acele s-au revenit și s-a corectat calendarul. Deci corect ar fi după ceea ce a creat Dumnezeu. Dacă credem noi că Dumnezeu a creat acest univers și trebuie să credem, deci am revenit la ceea cum, cum ne spune cum ne spun stelele, cum ne spun... Dar până ori. la urmă, pe 7 ianuarie, aproape peste 200 de milioane de oameni sărbătoresc Cră Crăciunul. Și aceștia sunt din Nordul Africii, Orientul, Mijlociu, în Balcani și în Rusia. Fost, și că... Fosta Uniunii Soviet. Da, și țările din Fosta Uniunii Și în și 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 noi... Balcani, tot nu toți. Și, tot. Nu toți. Și nu, noi, implicit, doar. sunt unele raioane Eu care sărbătoresc pe Eu am că este, este ceva politic. Pentru că în anii și în 2, 23, în Rusia era uh, război civil. Deci s-au convocat toate țările ortodoxe pentru a trece la calendarul corectat. Din Rusia, desigur că uh, a fost uh, și țarul ucis, și uh -huh. uh, patriarhul. Da, Rusie, pe atunci, Dar da. credința, până la urmă, și spiritul și implică, implică și împăcarea nu -a tuturor. De ce să nu mergem pe uh, un, o o cale dreaptă. dreaptă ca să îi împăcăm pe toți, ca să nu te creăm. Păi... Pentru că citi, citisem că uh, chiar de șapte, uh, în Betleem, uh, au fost uh, proteste și zeci de oameni au atacat uh, mașina Patriarhului Ortodox din Ierusalim. Pe care a venit să slujească. Da. dar, vedeți, fiindcă dacă s-ar face lucrul acesta, această explicare și lămurire de către slujitorii bisericii, de către preoți, episcopi, mitropoliți, patriarhi, ai celorlalte păpoare, lucrul s-ar înțelege. Oricum s-ar trece, ca așa a fost și în anii 20, că și, nu atât de ușor au trecut și, și Națiunea română și națiunea bulgară și atunci deci au avut probleme. Că și la sat tradițiile sunt mai importante decât credința. Deci, iarăși, și o lipsă de explicații, de lămurire. Dar preotul este mintea și aluminată în societate, să zicem, mai cu seamă în satele rurale. Deci, la țară, el este. Persoana cea mai indicată de a da niște explicații. Sunt, și sunt biserici și care inciric. slujesc și sărbătoresc și preoții pe 7 ianuarie? Păi, da, bineînțeles, am în vedere, da, sunt, sunt, majoritatea în Moldova sunt. Dar de ce se ține iarăși de. Um, spectrul acesta care a fost în Uniunea Sovietică, deci de aceea e de Să știți că după mine îmi pare că comuniștii le-a părut bine, că s-a vrut așa separarea aceasta și mai cu seamă noi care suntem uh, același popor cu uh, românii, deci nu e nevoie să fie așa. Că uite, vii, că și acum se mai folosește haine românească, da, creștinul uh, Crăciunul ca la români. De, de ce ca la români? E și la Bulgaria e așa. Crăciunul. E și la Grecia așa la toate țările sus, decât numai la Sârb, nu? Și la... Da, părinte, și zi, în fostă zilei nașterii lui Iisus Hristos ține de canonii bisericești sau de cele laice uh, înaintate de om? Oricum, uh, 25 decembrie sau 7, desigur că ține de, de indicația calendarul, de ce are și de dorința celor comunități sau celor popoare care au preluat calendarul schimbat, Conștient, știu, știi ce înseamnă lucrul acesta și cunoscând de faptul că aceasta nu este o nescocire, ci este un calcul precis. Asta a fost. Da, și biserica, dar Constantin cel Mare, ca împărat al Bizanțului, deci văzând că în societate se sărbătorea date diferite și pe atunci, uh -huh. în 325 a convocat toată uh, creștinătatea, toți episcopii. Uh, Creștin, deci undeva um, 380 ceva de episcop s-a adunat, în 380 la ceia. Și s-a luat hotărârea aceasta, căci nu este bine. Nu, nu e așa că nu e bine. Uite, uitați-vă și dumneavoastră, dacă noi sărbătorim, să zicem, pe 25 decembrie și astăzi intelectualitatea în Chișinou, majoritatea caută să sărbătorească pe 25 decembrie. Fiind uh -huh. Fiindcă știu, cunosc, au explicat explicație și științifică și de acum ziua, că N-ar ține atât de mult de dar, cum am spus și dumneavoastră anterior, de fapt, că și slujim, facem Crăciunul, adică facem anul nou și vrem să avem dezlegare la toate și pe urmă la Crăciun mergem iar cu postire sau ceva. Bine, pe asta e sunt niște, niște chestii nu atât de importante pentru, pentru ființa umană sau pentru creștin sau pentru credință în genere. Că și nu calendarul ne mântuiește, nu timpul ne mântuiește. La Dumnezeu, timpul. Pe asta vreau să ajung. Că până la urmă, se... este exact. ne, fiecare avem în suflet un Dumnezeu și exact. credem în ceva ce -i... nu trebuie să ne dezbine. Absolut <bridge> nu trebuie să ne dezbine. N-ați văzut cât de bine au preluat toate, uh, mulți din creștinii din Moldova se ducă în România să sărbătorească pe 7 ianuarie, fiindcă sunt condiții. Buni. Deci acolo nu se indignează de faptul că mai târziu sărbătorim. Da, da. absolut. Da. Îi primesc cu multă dragoste și le pregătesc copioase, conform da. tradiției. Sau, din contra, fac, sărbătoresc pe 7 ianuarie și iau concediu în perioada asta și merg în țările unde se sărbătorește pe 7 ianuarie Moldovenia. Am văzut anul acesta. Da, și po postează, țări, postează pe rețele de socializare. Da, și... Sau pe 25 sărbătoresc și merg și sărbătoresc și pe 7, două sărbători. Cum credeți, este păcat să de două ori? Nu este păcat, dar nu este potrivit. Se formează, cum să vă zic eu, așa, un idumerire. Nu este potrivit. Mai cu într-o biserică, uite cum bănoară și biserica noastră. Facem și pe nou și pe vechi. Cum biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel. Păi și da, pe nou Noi suntem divină, mă că v-am întrebat acum, până la Lune. urmă ei se decidă, dar nu numai simplu să fie păi pusă în este. situația să aleagă. Deci, dacă s-ar pune de la centrul eparhial sau știu eu, un metropolitan, sau episcopal, unte oameni buni. Asta este adevărul. Vreți, credeți. Nu vă cramponați atât de tare în faptul că, că încă o dată, nu, nu, e nu, nu, nu păcatul acela că um, venim după calendarul nou sau că rămânem după calendarul vechi, neschimbat. Nu, nu am fi un păcat, dar este o nepotrivire și este de acum o, o nemulțumire. Nu am vrea cu toți odată să sărbătorim. Dacă majoritatea creștinătății din lume sărbătorește nașterea Domnului 25. E bine, de 200 ce? de milioane mai este ceva. Dar da. aici vreau să menționez un lucru care este important. Nu, nu, este, nu este bine ca oamenii să facă, să fie, să fie împăcare între toți și să găsim o modalitate de a ne împăca și de a nu aduce. Noi, Moldova, de toate, sunt câte două. Problemele se împart în două tabere. în două tabere se discută. Dacă e vorba de sărbători, Și în cazul în care și această dublură vine și de sărbătorile cele mai sfinte, sărbătoarea Nașterii Domnului, poate asta este păcatul nostru, moldovenilor, că noi nu știm să ne alegem ceva și să credem și să mergem cu capul sus? Încă o dată caut să explic este nu atât vina creștinilor de rând, cât vina e, ierarhilor, slujitorilor cei mari. Ar trebui să pună capăt acestei, știu, rămânere în urmă, ca să zic așa, conform calendarului, da. Într-adevăr, este o rămânere în urmă, o necunoaștere și o păstrare a unei tradiții care nu ține în tocmai de tradiție. Chiar și timpul, nu este este doar numai pentru noi. La Dumnezeu este temporal. Este în afara timpului. Este, cum este corect să se numească nașterea Domnului, sărbătoare sau Crăciunul? Nașterea Domnului. Crăciunul e specific doar uh, spațiul, uh, nu atât Balcanic cât Românesc. Uh -huh. Și la Unguri se mai folosește și termenul de Crăciun. Uh -huh. Da, deci dovadă că uh, Ungurii inițial au fost ortodoxi venind prin secolul 6 în spațiul balcanic, deci în spațiul ăsta, că ei sunt portorani care vin din părțile Uralului, împreună cu Finii, uh -huh. împreună cu Bulgarii. Da. Dar vedeți că Bulgarii mai mult s-au păstrat uh, în credința ortodoxă. Dar ungurii, ca să vedeți, s-au păstrat termenul de Crăciun. Crăciunul e, 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 mai vechi decât creștinismul. Uh -huh. Da. Și ea ține mai mult de schimbarea anilor. Ad calendas grecas, așa ne explica un, profesor de latină. Deci la calindele grecești. Și de aici poate că vine și colindul. Da, de aici vine deci schimbarea anul, anul vechi cu anul nou. Deci și a dat termenul de Crăciun. Ca să vă rând, dar ea, ea, ar fi denumirea în ține de perioada păgână. Dar să nu uităm că Dace termenul de păgân, noi în primul trebuie să-l înțelegem. Că păgân să nu înseamnă că a fi fără Dumnezeu. Uh -huh. Ei Daci, deși erau într-un fel monotiești. Dar ei credeau într-un unul Dumnezeu. Zamotus, care era, deci în cele din urmă ce se cunoaște despre credința la Daci. Și ea foarte ușor, Daci, foarte ușor au primit creștinismul. Aproape că s-a identificat cu și de atât să dublează multe sărbători pe gâine, uh -huh. Cu cele creștine. Uh -huh. La fel și Duminica Mare, care mai este, Rusalele. Rusalele, da. 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 De la Rosalia, deci și sărbătoarea trandafirilor. Dar poporul nostru multe lucruri Dar nu le cunoaște. Asta e rău că nu le cunoaște. Bine, da, poporul și -a păstrat, dar poporul uh, și-a păstrat, tradițional. Dar preotul trebuie să cunoască și el foarte bine de unde vin. Și, deci, uh, credința creștină nu a exclus. Ce este? Este și azi. Ce înseamnă sărbătoare? E o zi frumoasă, e o zi care se aduce în, în, în sufletele oamenilor dragostea reciproc, sărbători frumoase. N-aș spune că sunt ca unele popoare, nu știu, astiațiuși care ridică la nivel de divinitate, deci desfriul. Da? Să zicem noi îi mai numim, că uh -huh, da, uh -huh. da dar sunt, sunt așa popoarele noastre Care desfru este ceva onorabil Ori, desigur că luând în viața de toate zilele Și vrând să ai o familie sănătoasă, desfru da, noi Destruge, stăm. risipește Mâine seara, mulți, mai bine, nu le dăm un număr anumit, nu se știe Vor sărbători anul nou pe, pe vechi Cei care au sărbătorit odată se alătură celor care mai sărbătoresc și iarăși devine o sărbătoare Double. de dragul sărbătorii. Bă, da. Păi da, da. Și poate și încă din motivul acesta. Că nu vrem să, pe aproapele noastre, că doar avem, uitați-vă ce se întâmplă. Copiii noștri care sunt în străinătate, uh -huh. sărbătoresc Crăciunul pe 25, vin acasă, îl fac pe 7. Deci de acum s-a format așa un respect. Da. Un respect. Și foarte bine că nu e o dușmănie. Dar mai sunt, mai sunt, da, care sunt așa... Știu eu, a și un fanatism. Dar ce înseamnă fanatism? Că cad, cădem în extremă și punem atât de important, știu eu, tradițiile cu uite așa am păstrat de la moștre moș, data de șapte, o să iese se Dar e mai bine să cunoaștem ceva. Cunoscând, că toată știința nu este altceva decât um, voia lui Dumnezeu. Uh -huh. Și cunoscând Universul, cunoști mai profund pe Dumnezeu. Și bine că Dumnezeu cel în exterior A materiei care a format Deci acest univers Dar uh, uh, universul lăuntric Universul moral E și mai profund și mai frumos Acela este fericit Care își cunoaște Zic eu uh, Moralitatea sa Sau știu eu, felul de a fi Spiritual de a trăi Bubotează se apropie De unde vine această sărbătoare și semnificație? Botezul Domnului deci atunci când Mântuitorul, înainte de a începe propovăduirea Evangheliei, că și așa era um, la iudei, dar să nu uităm că să nu creadă cineva că dacă spun la iudei, deci Iisus Hristos este iudeu. Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. De Tatăl. Crezul ne spune. Mai înainte de toți vezi, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El s-a născut printr-o femeie evreică. Deci uh, la evrei, deci uh, nu ai avea dreptul să-ți prezinți uh, gândirea ta, Filozofia ta de până la vârsta de 30 de ani. De la vârsta de 30 de ani, de acum, puteai să ieși în societate cu părerile tale, cu ideile tale. Să... Da. Și dacă înainte de a începe propovăduirea Evangelia cuvântul lui Dumnezeu, deci Titor s-a botezat. Și nu atât botez, că el nu avea nevoie de botez. Uh -huh. Botezul la idee era la 8 zi care circumscrie, deci în împrejur, zis așa, doar cei de parte bărbătească o primeau. Dar așa a vrut Dumnezeu ca, ca să se vadă prezența Sfintii Trimi, acea unitate dumnezeiasă, care este una, dar totodată în trei fațete sau trei părți, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta este și semnul crucii care face totul, uh -huh. face în numele Sfintii Triei. Deci s-a auzit glasul Tatăl Ceresc din ceruri, iar fiul omului, fiul Dumnezeu a fost în apa Iordanului și în chip de porumbel s-a lăsat asupra Mântuitorului Iisus Hristos care uh, se spune că era Duhul Sfânt. Deci uh -huh. prezența, teofanismul, în aratarea Sfintii Triei. Deci asta este și băbotează, botezul Domnului. Da, îi uh -huh. da, ține deci de de credința noastră, de cinstirea acestui moment care Mântuitorul Iisus Hristos, ca om, a ieșit în lume să propăvădoiască, să aducă cuvântul lui Dumnezeu să fie cunoscut. Și nu numai doar pur și simplu spus, ci și explicat. Scăldatul în râu și sau în alte lacuri a devenit o modă ultimul timp, fiecare și postează. Este obligatoriu acest lucru sau e, nu, putem, nu mai este obligatoriu. Nu este obligatoriu, dar iarăși omul, prin credința lui, el vine și se arete că poate înfrunta frigul, uh -huh. gheața. În timpul iernii, spargi gheața și te vâre în apă și nu poți să simți de ce înseamnă iarăși spiritul, spiritul uman, poate fi atât de bine dirijat pe chine în sus, de vorba de, de libera voință, căci rezistă la orice. Deci, iarăși, spiritul este mult mai puternic decât căci la un, germare ger mare crapă și ori, cum se spune, da. Mm -hmm. da. Dar, uite, omul e rezistent. Și poate... Deci, da, am spune că este și credința. Mm -hmm. Asta Dar nu e neapărat dacă n-ai făcut nu, procedura nu, aceasta, nu, controli, nu, da. nu ești. Căci, da, este pur și simplu... Mai unii, mult o unii formă poate sunt bolnavi, altele nu... Da, bineînțeles. Nu, 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 nu este obligat. Uh -huh. ce recomandări așa mai generale aveți dumneavoastră creștinilor la capitolul băutură și mâncare, în nume de sărbătorile astea? Totdeauna, deci, în sărbătoare trebuie să pun și, și el și celelalte. Evenimentul. Ce sărbătorim? că să răbătorim ziua de naștere, că să răbătorim nașterea Mântuitorului, că să răbătorim Sfintele Paști, că să răbătorim floriile, că apropo și ele tot s-au suprapus cele creștine cu cele ale perioadei precreștine. Da, deci sărbătoarea este o festivitate care trebuie să se exprime frumusețea, dar și limita. Să nu abuzăm în nimic. Da. Ori abuzăm iarăși ne de omul, cum să zic eu, spiritul celor să mă ierte unii, da. neomenesc, ca să nu, să nu numim celelalte ființe. Ispa. Deci nu trebuie să se rupă nu mesele trebuie să de abuzem. mâncare și nu trebuie să uh, dacă ai invitat pe cineva la o... Dar iarăși plăcerea noastră, cât și omul atât de um, mult alargă după plăceri, și numai cele ale burții, ale mâncărilor, dar și celelalte. Aspectul frumos, care cum consider că e frumos. N-ați văzut că alții consider că e frumos că să ai așa o creastă. Da, da, da aici este da, e da. discutabil capitolul frumuseței. Sau cu tatuajele acestea pe, pe corp. Vai de mine, cât de frumos este zidit omul și cum căutăm noi să-l sluțim. Să-l uh -huh. urățim. Ce puteți să ne spuneți despre cei care nu prea sărbătoresc? Este vorba de martori Jehova, baptiștii și alții. Ei cum sunt priviți de... Da, ei sunt cei care acum caută pe o cale mai așa mai potrivită ca să apropie, să recunoască știu o credința într Hristos. Dar ei în primul rând nu s-o Hristos ca Dumnezeu. Uh -huh. Asta este. De aici și vine respingerea asta. Și să nu uităm că martul lui Eho este o sectă înființată în 1898 sau dar, 98 de către un evreu, rasel, deci un um, om bogat care s-a îmbogățit bine în, în, Germania, pe urmă, s-a refugiat în Statele Unite și acolo pe el a atras tineretul, dar tineretul dacă mă, mai remunerez cu ceva, de ce uh -huh. nu? Și așa am început să se dezvolte marturii Dar este în, în spiții este o, o sectă, aș spune, împotriva împotriva creștinismului. Uh -huh. Dar se dau creștini. Și e de sigur că pe parcurs nu poți să te dai creștini să nu vorbești doar despre creștinism. Dar așa le aduce, care până la urmă ne lipsește de, de divinitatea. Dar în existentă. sate, vreau să vă zic că în sate sunt foarte multe case pentru credință, așa se numesc ele, care se mulțesc și îi atrag mai mulți și mai mulți păi da, oameni. Fiindcă la început vin cu anumite promisiuni și chiar au. Dar da. se ține sub control lucrul acesta sau la moment nu se. Se ține sub control și un controlul cel mai mare unii, Bine, nu am verificat, dar sunt organizații străine creștinismului. Mm. Chiar acum, de 7 ianuarie, Vladimir Putin, președintele Federației Rusiei, a zis că biserica se implică în menținerea păcii și armoniei în țară și i-a mulțumit acest, pentru acest lucru patriarhului Chiril. Cum considerați biserica, care este rolul ei la noi în Republica Moldova? Yeah. Dar m-ați întrebat de, de Putin, da, da, da. Da, că am Vreau să fac o paralelă. Acolo se păi... consideră că ei mențin pacea și armonia în țară. La noi păi... reușește da. biserica la noi să mențină pacea și armonia? Pacea mai reușește. Ca și în firea noastră, a românului. Dar armonia nu prea reușește. Și nu prea reușește iarăși prin păstorii ei, zic eu. Da fiindcă un preot trebuie să fie întâi model de armonie în societate. Prin faptele sale, nu doar numai prin predica, prin cuvântul care l aduce de la amvon, dar prin faptele sale. Și în primul rând trebuie să se vadă bunătatea și modestia. Fala, mândria este ceea ce risipește. Diavolus înseamnă resepitor. Deci, e, narcisismul acesta care vine mm -hmm. și îl cunoaște din literatură, da, nu este altceva decât orgoliul omului. Da. Și el niciodată orgoliul nu a zidit. Așa spune și Sfânta Scriptură, cel care se va smeri se va înălța, iar cel care se înalță va ajunge să se smerească, adică va cădea. Va cădea de la înaltul cerul așa cum a căzut lucifer uhum. din un alt cerului, în adâncul întunericului lui. Cel mai strălucit și mai luminat înger din lumea acea nevăzută. De ce zic asta? Pentru că și dumneavoastră ați menționat că armonia nu prea... că sunt în ultimul timp multe discuții la tema uh, preoților care își permit averi, care reușesc să... și asta ajungem iarăși la ideea că ne sărăcim și mai mult spiritual da. pentru Dar că bine, uita, dezbinăm ca, și oamenii ca, îi îndepărtăm. Ca să nu super pe unii preoți, să zicem de felul acesta, um, um, ar face comparație cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ierarh Nicolae, au moștenit bogății ce au făcut cu bogățiile. ele? Sfântul Vasile cel Mare nu le-a împărțit așa. Uh, ce au organizat? Uh, aziluri pentru bătrâni, pentru cei neputincioși, pentru copiii străzilor. Deci uh, a făcut uh, milostenie cu acele bătrâni. Ori uh, nu prea vedem noi uh, așa uh, cu milostenie ele. Se mai face, da, nu zic. Avem preoți exemplare, avem e foarte bune, dar vorba aceea că ai mai așa poate să dea de gol toată turma. Cam așa s-ar întâmpla. Însă Dumnezeu cu dânsul, în afară de aceasta că ne vede lumea și ne, ne cunoaște societatea în alt fel, vom avea răspunde și în fața lui Dumnezeu. După și atunci, cum, exact asta, da. cum îl slăvim noi pe Dumnezeu dacă nu căutăm să îmbogățim spiritele și al meu însă ca să pot, știu eu, lumina în fața lumii. Dar trebuie să fiu bun, trebuie să fiu luminat, trebuie să fiu, știu eu, iubitor. Căci atunci cum îndeplinim noi porunca aceea că să-l iubești pe dușmanul tău? E foarte profund, e și foarte profund. Uh, Pentru că, la fel, aflându-ne în preajma sărbătorilor, revine și la aceste sărbători, uh, sunt din suburbia Chișinăului, nu prea am auzit pe străzi anul acesta colinde, uh, urători, uh, ce s-a întâmplat ce, și cum să păstrăm noi tradiția aceasta și în oraș nici nu mai vorbesc, uh, se merge doar de la cumătru la tumătru și atât, nu se uh, decenii. Da, doar numai așa. Uh. Uh, adevărat, eu cred că um, s-a încurcat o lacă cu nivelul um, de civilizație, zis așa, și nerespectarea tradițiilor. Până la urmă ele sunt frumoase și astăzi le vedem doar la televizor. În da, da, doar la posturile de televiziune am da. auzit, Polinde. Uh, poate în sate se mai păstrează și iarăși, sunt diminuate mult. Da, deci se pierde esența lor ca da, elementul păi de apropiere este. față deci de Dumnezeu. Ele se cântă prin, el. prin, credință, dacă lucrul acesta va fi menționat, um, că nu de dragul să primești tu colacul și pitacul. Și pitacul, da. Da, ci de dragul că tu vestești nașterea Mântuitorului, că astea sunt colindele. Da. Sau vărături, schimbarea anului, ceea ce, cum spuneam, că deci, la Getodaci era această, această sărbătoare care mai târziu este cunoscută de, de Crăciun de schimbarea uh, anelor. Poate Radului. să se organizeze mai, să se meargă mai oficial, altfel, sau centralizat Pai să, fie, să, să fie se fie meargă. fie stimulate de către stat, să fie cumva. Stimulat. Poate nu atât de stimulate, dar cât propagate. Dar să, să da, să nu se coate că e o rușine, că și noi în perioada sovietică așa am fost învățați, da? Vai, rușine, ce n-ai ce mânca acasă, ce te duci? Uh -huh. Vai, ce vii tu cu o asta e... Uh, E un fals. Deci ar, ar, trebui promovate mai mult aceste absolut. tradiții, Apai în special da, de astea Dar pentru astea astea trebuie să aducă a. de unde vine această tradiție sfântă. Înțelegi. Da. Și ce este, ce se include în trânsa. Că și colindele atât de bogate prin, profund, prin textele lor și prin melodiile lor. E extraordinar. Stai să asculți ori întreși, Ori în ce. Te și nu te saturi da. da. Asta și zic, vezi? Părinte, am ajuns la finalul emisiunii, e repede, timpul se scurge atunci da. când vorbești despre lucruri frumoase. Eu vă mulțumesc din tot sufletul și vă doresc la mulți ani. Telespectatorii da, au avut... Vă mulțumesc și eu mult pentru o invitație și desigur că doar asta accept să fiu de folos lumii din jur. Da, și a vorbit despre ceea ce este sfânt și veșnic, că Sfințenia este veșnic, că Dumnezeu este veșnic, este bine să -i se facă doar unul numai în preajma sărbătorilor, dar poate cine știe și la mijlocul, de va, în mijlocul verii printre alte se aduc aminte și de aceste sărbători. Într-adevăr, să vorbim mai des despre ele și Bine despre înțeles, tradiție da. și despre noi Doamnelor și domnilor am ajuns la finalul emisiunii eu vă doresc să aveți un an frumos vă aștept marți și vineri la 19.00 să discutăm noi despre noi La revedere!